Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre Săptămâna Căsătoriei. Această rubrică o puteți urmări și pe podcast dacă tastați pe internet La Ordinea Zilei Podcast. Ce înseamnă Săptămâna Căsătoriei? Georgiana Sechei-Hațegan, fondatoare împreună cu alte persoane a Săptămânii Căsătoriei în România, ne vor vorbi despre acest subiect. Ce este, de fapt, Săptămâna Căsătoriei? Este o sărbătoare internațională a familiei care inițial a devenit națională în Marea Britanie, acum aproximativ 20 de ani, și care între timp a fost preluată în foarte multe țări. Noi ne dorim ca această săptămână dedicată celor căsătoriți să devină o sărbătoare și pentru România. Scopul acestei sărbători este să așeze în calendarul României un timp special de celebrare a familiei, care să nu fie doar o zi, ci 7 zile, ca un manifest al importanței cruciale a familiei în societatea românească, întrucât de calitatea familiei depindem noi toți acum și mai ales generația care vine și societatea pe care o va crea această generație. Valentin Dan este parte din echipa de coordonatori și organizatori. Dorința noastră este să sărbătorim bucuria de a fi împreună ca și soț și soție în modul în care însuși Creatorul a gândit această minune. Când zic minune, mă gândesc la familie ca și o asociere pe viață între un bărbat și o femeie. Sunt Emeșe Dan, coordonator alături de soțul meu, Vali Dan. Suntem implicați în acest proiect, care este o inițiativă care astăzi este activă în peste 20 de țări. Scopul acestui proiect este acela de a ne reaminti, de a reaminti unei națiuni pe parcursul unei săptămâni importanța familiei. Nu-i așa? Una dintre cele mai bune moșteniri pe care le putem lăsa copiilor noștri este relația cu soțul sau cu soția noastră. Suntem o mână de oameni iubitori și luptători, în primul rând pentru familia lor și pentru valoarea și prioritatea familiei în România. Și ne dorim să venim pentru 2020 cu o motivație și forțe proaspete în păstrarea și extinderea acestei sărbători. Mai ales că am descoperit cu mare încântare că o comunitate de maghiari din Târgu Mureș, care nu știau absolut nimic de inițiativa Marriage Week în România, au preluat conceptul din Ungaria acum 2 ani, au creat propriul site cu nume maghiar, cu extensie românească și au aflat de inițiativa românească ulterior. Ne-au contactat, ne-am bucurat foarte tare să vedem că acest concept al familiei a găsit rădăcini și în alții chiar de care noi n-am știut. Totodată ne-am convins că atât ei cât și noi și acum împreună avem nevoie să fim vizibili, să se știe la nivel național că există un grup de oameni sau mai multe care își doresc și luptă cu toate resursele de care dispun să așeze în calendarul României un timp dedicat familiei. În cercul de oameni în mijlocul cărora trăim în fiecare zi, vom avea o seară specială dedicată cuplurilor în adunarea noastră, în care vrem să ne rugăm pentru cupluri, vrem să le dăm un timp special de bucurie, să facă o acțiune împreună, să le rămână o amintire a acestui moment, să fie slujiți și în felul acesta să ne bucurăm de resursele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție, de creativitate, de cuvânt, de adunare împreună și de a sărbători în felul acesta bucuria. Bucuria de a fi în voia lui Dumnezeu. Eu personal m-am frământat mult pe parcursul implicării mele de ce să o fac și îndrăznesc să vă împărtășesc un lucru prin care Dumnezeu mi-a vorbit din cuvântul Lui și vă creez contextul versetului. Este acela că poporul evreu este în robia babiloniană. Ei au promisiunea reîntoarcerii în țara lor. Dar în Ieremia 29:7 Dumnezeu spune poporului său: urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Mintea mea face
conexiune de data asta cu cuvintele Domnului Iisus din Matei, capitolul 5, în care spune așa: și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Într-adevăr, lumina noastră ca și creștini trebuie să lumineze în primul rând în casa noastră, dar nu doar în casa noastră. Am putea să întrebăm de ce bisericile sau alte inițiative creștine ar trebui să organizeze ceva special în această săptămână, 7-14 februarie, când ele oricum, cu siguranță, au în calendarul lor anual incluse evenimente, seminarii pentru familiile creștine din comunitatea lor. Ei, diferența o face acel împreună, deodată, într-un singur loc. Când strigă o persoană, se aude într-un fel, când strigă mai multe, sigur se aude altfel. Se dorește a fi o umbrelă sub care să se adune cât mai multe inițiative, idei, evenimente, oferte speciale pentru cuplurile căsătorite, pentru ca cei care înțeleg sau doresc să-și iau un timp special de rededicare și sărbătorire pentru relația lor de familie să o poată face, să aibă unde și să aibă cum să o facă. Pentru că vedem în jurul nostru cum lipsa de timp, prioritățile greșite, lipsa comunicării, lipsa intereselor comune duc la familii dezechilibrate, care inevitabil duc la copii și generații în dezechilibru, care nu mai au un simț al apartenenței, al respectului, al răbdării, al deciziilor chibzuite sau gândite în echipă, tocmai pentru că nu mai au când să vadă toate aceste modele sau valori. Așa că pentru mine, ca și creștină, care știu că Dumnezeu este Cel care a inventat căsătoria, eu care știu din cuvântul Lui ce mare diferență este într-o căsătorie unde este Dumnezeu în centru și o căsătorie fără El, această lumină pe care o am, vreau să o împărtășesc, dar vreau să o împărtășesc nu celor din casa mea, nu celor din biserica mea, ci vreau să o împărtășesc cetății din care fac parte. Mary Jig România, o organizație care își dorește să centralizeze, dacă vreți, tot ceea ce bărbații și femeile uniți în acest legământ al căsătoriei se gândesc să sărbătorească în fiecare an în această perioadă. Fiecare generație de oameni are un timp limitat în care funcționează și noi suntem singuri responsabili de valorile și principiile pe care le lăsăm generației care va conduce peste 15-20 de ani școlile, ministerele, primăriile și guvernul în România. E nevoie să ne reamintim că cel mai frumos dar pe care îl poate primi un copil este o relație sănătoasă și echilibrată între mama și tata. Și asta nu iese pur și simplu, ci se muncește. Un alt element care se știe foarte bine, că aceea că dacă ar trebui să facem o ierarhie a celor mai dramatice crize prin care trece o persoană, este fără umbră de îndoială că în acest clasament divorțul alături de decesul unei persoane dragi este în fruntea clasamentului. Regulile de supraviețuire în caz de prăbușire cu avionul sunt ca părintele să-și pună întâi masca de oxigen lui însuși și abia apoi copilului. Ei, la fel, Marriage Week dorim să fie o mască de oxigen pentru familiile din România. Întrucât e nevoie să fim vizibili, încurajăm pe toți cei care au pe inimă valoarea și prioritatea familiei să facă echipă cu noi. Îi invităm cu drag să ne contacteze și să facem împreună din acest eveniment o sărbătoare națională care să fie anunțată și sărbătorită în Parlament și în școli și în firme și oriunde. Cred că în jurul nostru sunt mulți oameni care suferă și Marriage Week este o platformă prin care de fapt vrem să prevenim această durere, pornind de la faptul că pentru orice lucru bun trebuie să lucrezi. Și o relație de căsnicie bună nu apare de la sine, trebuie să lucrezi pentru ea. Lucrezi, cum lucrezi în alte domenii, dar sunt perioade în care sărbătorești.
Ei bine, 7-14 februarie este o perioadă în care ai ocazia și oportunitatea să sărbătorești împreună cu alții căsătoria ta. Vă reamintesc, urmăriți rubrica La Ordinea Zilei, tema de astăzi, Săptămâna Căsătoriei. Această rubrică o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet, podcast La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi cu Georgiana Sechei-Hațegan, cu Emeșe și Vali Dan, câțiva dintre fondatorii și organizatorii acestui eveniment. Așa cum sărbătorim în 1 iunie ziua copilului și în 8 martie ziua femeii, să fie în 7-14 februarie o sărbătoare a celor căsătoriți. O sărbătoare națională a familiilor din România, o oportunitate de conștientizare și de încărcare a bateriilor pentru familii, ca ele să dorească și să decidă să investească în relația lor de cuplu. De asemenea, poți să ai parte de încurajare, poți să ai parte de îmbărbătare, poți să ai parte de consiliere. Și când spun asta, mă gândesc la evenimentele pe care le vom avea noi la Cluj în această perioadă. Vom avea, de exemplu, ateliere de comunicare despre cum să comunici cu partenerul tău. Dar într-o sală de conferință din incinta unui hotel, de asemenea, vom vorbi despre sexualitate. Astea pe lângă oferte care sunt în jurul nostru. De exemplu, dacă te-ai hotărât să te căsătorești și, bineînțeles că vei avea nevoie de aranjamente, îți putem oferi 10% discount dacă colaborezi cu o anumită firmă. Sau poate de mult nu ți-ai făcut fotografii de familie și ai vrea să-ți faci fotografii cu un fotograf profesionist. Și aici vei avea 10% discount. Sau tocmai te-ai mutat în casă nouă și nu ți-ai aranjat grădina, dar nici măcar nu știi cum să faci. Și pentru asta este o firmă care poate să-ți ofere un discount de 10% dacă în această perioadă vrei să faci grădina. Dacă în 14 februarie de Valentine's se sărbătorește orice cuplu, inclusiv prin căsătorii de o zi, care practic sunt o blamare și o ironizare profundă a căsătoriei, dorim ca Marriage Week să fie o alternativă printr-o celebrare corectă, adevărată, sănătoasă a căsătoriei. De aceea, Marriage Week include data de 14 februarie ca alternativă la 14 februarie de Valentine's. Acestea sunt câteva lucruri pe care noi, coordonatorii, le încurajăm să le faceți. Și dacă undeva vă împotmoliți, nu ezitați să ne contactați. Atât de mult ne dorim ca această inițiativă să se răspândească în toată țara. Și noi, care știm faptul că căsătoria este invenția lui Dumnezeu și că este un lucru bun, noi care avem lumina, haideți să lumineze această lumină în cetatea în care ne-a pus Dumnezeu. Mulțumim frumos, am discutat împreună cu Georgiana Sechei-Hațegan, Emeșe și Vali Dan despre Săptămâna Căsătoriei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, Dumnezeu să vă binecuvânteze!